De-a lungul istoriei, omul a trecut prin diverse perioade, unele mai grele, altele mai ușoare, dar tot timpul s-a adaptat și organismul uman a fost capabil să producă schimbări metabolice pentru a se acomoda cu noile condiții. Cele mai vechi preocupări privitoare la alimentația zilnică, privită ca mijloc terapeutic, folosit pentru tratamentul maladiilor, îi aparțin lui Hipocrate. Tot lui îi datorăm și primele materiale scrise despre regimurile dietetice indicate la omul sănătos și la cel bolnav. Ideile hipocratice au marcat medicina până în secolul XVI, iar o parte dintre ele, privind influența factorilor de mediu asupra stării de sănătate și boală, pot fi considerate valabile și astăzi. Pe parcursul anilor, studiile epidemiologice au condus la identificarea unui important număr de factori etiologici care se împart în factori endogeni, proprii organismului, adică genetici, imunologici, metabolici și biologici, care sunt în general factori nemodificabili, și o serie de factori externi, exogeni, care pot fi influențați și modificați prin intermediul acțiunilor noastre. Este deja dovedit la ora actuală că alimentația joacă un rol important în promovarea și menținerea stării de sănătate de-a lungul întregii vieți. O dietă sanogenă jucând un rol important în determinismul a numeroase boli, una dintre ele fiind cancerul, o boală cu incidență și prevalență în creștere alarmantă în civilizația actuală. Fiecare persoană diagnosticată cu cancer are cerințe nutriționale diferite, iar administrarea de tratamente oncologice poate însemna un necesar suplimentar proteic și caloric. Doamnelor, domnilor, bună seara! Pentru medic, cuvântul cancer înseamnă evoluția unui tumor care distruge local și la distanță organele sănătoase ale individului atins de această boală. Pentru biolog, înseamnă modificarea sistemelor de reglare a creșterii și diferențierii celulelor normale, care devine periculoase pentru restul celulelor. Pentru omul de rând, însă, cancerul înseamnă o adevărată dramă. Când ești diagnosticat cu o asemenea boală, 1000 de lucruri îți trec prin minte, o sumedenie de întrebări, de frici, de povești, de imagini. Dar termenul cancer declanșează un număr infinit de emoții neplăcute în noi. Dar în cele din urmă, singura întrebare care ar trebui să rămână este: ce pot face pentru a trece cu bine peste această perioadă dificilă din viața mea? Sunt Ceraselea Miu, bine v-am regăsit. Un subiect pe care nu l-am mai discutat, dar merită toată atenția, întrucât cu fiecare an numărul cazurilor noi crește, bolnavilor de cancer, iar în anul 2035 este estimat că se va ajunge la 24 de milioane de oameni afectați de această maladie. Dacă facem un exercițiu de imagine, acest număr depășește cu mult populația României. V-am spus, un subiect deloc ușor, un subiect greu. Oare de ce se îmbolnăvesc oamenii de cancer? Este o întrebare la care nimeni încă nu a găsit un răspuns singur și de aceea să știți că subiectul incită și suscită totodată interes și se fac și nenumărate speculații în jurul său. Vom purta o discuție pe această temă cu invitata mea din această seară, astăzi la noi, în platoul emisiunii, dr. Petra Curescu, medic primar oncolog. Te pup, Petra! Bună seara! Îți mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru prima dată în emisiune, cel puțin la mine. Pot să spun că ai preluat ștafeta de la tatăl tău, care ne-a fost alături de foarte, foarte multe ori și îmi amintesc cu drag întâlnirile cu dumnealui. Îl pupăm pe doctorul Ștefan Curescu. Ștefi, uită-te, pot să fii mândru astăzi, în locul în care ai stat tu este acum fica ta, Petra, și mă bucur că generația nouă vine din spate. Faptul că tatăl tău a îmbrățișat această specialitate, Petra, și anume oncologia, te-a determinat oarecum să faci același lucru? Sigur, cum să nu? Dar cred că ce m-a fascinat la oncologie este că este probabil domeniul cel mai dinamic din medicină. Cărțile de acum 5 ani, n-aș spune că nu mai sunt bune de nimic, dar lucrurile se schimbă atât de razant. Un domeniu în plină dezvoltare, în care avem multe de învățat. Practic, oncologia pe care am început eu acum 12 ani nu mai seamănă așa mult cu oncologia de astăzi, și o spun într-un sens bun. Da, pe de o parte avem o creștere a incidenței, dar pe de altă parte avem din ce în ce mai multe tratamente noi, tratamente foarte eficiente și tratamente puțin toxice. Nu ne apropiem prea mult de visul de a vindeca, de a elimina cancerul. În schimb, ne apropiem de altceva. Îl transformăm încet, încet, cel puțin în anumite situații, într-o boală cronică, o boală cu un tratament simplu. Avem deja mai multe exemple de cancere în care
poate pe vremuri se făcea chimioterapie, speranța de viață era de câteva luni și acum avem una, două pastiluțe pe zi și se poate trăi mult și bine, mai mulți ani și cu un profil foarte bun de toxicitate. Și practic acesta este acum visul și țelul nostru, să avem tratamente cât mai eficiente și în același timp cât mai puțin toxice. Dar de cancer, din păcate, nu vom scăpa. Încă nu s-a găsit leacul, ca să spunem așa. Dacă tu spuneai că față de acum 12 ani, de când tu ai început, s-au schimbat atât de mult lucrurile. De seama, când discuți tu cu tatăl tău, care o viață a făcut acest lucru, cum mi se par lui, oare, toate transformările astea? Mă gândesc că i-ai luat un pic înainte. L-ai depășit un pic din punctul ăsta de vedere. Uite, ți adresez și ție aceeași întrebare pe care am relatat-o și la început și de care foarte mulți oameni se lovesc. De ce crezi că se îmbolnăvește lumea de cancer? Răspunsul poate sună puțin cinic, pentru că îmbătrânim. Pentru că până la urmă cancerul, la fel ca și bolile cardiovasculare, este o boală degenerativă. Cu cât trăim mai mult, cu atât avem neșansa mai mare să facem un cancer. Cu cât trăim mai mult, cu atât se divid mai mult celulele. De fiecare dată când ele se divid, există micul risc să apară o celulă puțin mutantă, puțin mai ciudată, pe care în mod normal o prinde sistemul nostru imunitar. Ei, când această celulă scapă și proliferează, apare cancerul. Deci, în primul rând, crește speranța de viață. Crescând speranța de viață, crește și incidența cancerului. În al doilea rând, uneori nu avem de a face chiar cu o incidență cu adevărat crescută, dar avem și metode de diagnostic mai bune. Și acum, de exemplu, tratăm, diagnosticăm și tratăm cu succes pacienți în vârstă de 70, 80, alteori chiar și 90 de ani. Oameni care poate acum 20, 30 de ani ar fi murit și toată lumea ar fi spus: "E, asta este, o murit de moarte bună, o murit de bătrânețe." Deci crește și rata de diagnostic pe de o parte, dar pe de altă parte, într-adevăr, este demonstrat că a crescut în același timp și incidența, mai ales la pacienții tineri. Și aici aș spune, stilul de viață este un factor de risc și aici avem cancere care sunt legate de un stil de viață mai bogat, altele de un stil de viață mai sărac, de resurse materiale mai scăzute, dar un alt factor determinant care acum începe să fie din ce în ce mai demonstrat este poluarea. Da, din păcate, poluarea, și o să ajungem și la ea să, despre ea să discutăm, despre alimentație de altfel, dar până una alta, pentru un bolnav de cancer, statisticile de care vorbeam sau lipsurile din sistemul sanitar, putem să spunem, deși ele s-au mai îmbunătățit, nu reprezintă chiar atât de mare o alinare și nu îi oferă atât de mult curaj. Contează doar faptul că e bolnav. Am să-ți dea un diagnostic de genul ăsta, parcă-ți cade de cerul pe tine. Și este un cuvânt care sperie pe toată lumea. Și aici, în România, din păcate, suntem puțin mai în urmă din punct de vedere, să spun, cultural. Și în alte țări, din Europa de Vest, din America, pe vremuri nu se spunea cancer, era the big C, era boala ca și satana, era cuvântul pe care nu-l spui, era boala nenumită. Era această frică efectiv de cuvântul cancerului. Cancerul nu este un monolit. Cancerul sunt foarte, foarte multe boli care, da, au multe în comun, dar și foarte, foarte multe diferențe. Și atunci diferența, chiar dacă vorbim de un stadiu 4, că avem la majoritatea cancerilor doar 4 stadii și multă lume are ideea asta, ești stadiu 4, ești în metastază, ești gata. Astea sunt niște treburi statistice pentru noi, sunt doar 4 stadii. Nu, vă dați seama că în 4 stadii sunt multe, multe, multe variații și diferențe. Uneori un cancer, chiar și în stadiu 4, poate avea un prognostic mai bun decât multe alte boli pe care poate nu le luăm așa de mult în serios. Diabetul, anumite boli cardiovasculare, dar sperie cuvântul. Bun, atunci poate că n-ar mai trebui să-l pronunțăm și să spunem că este sau va deveni o boală cronică, exact cum am zis, care pe care poți o duci mult și bine. Sau, din potrivă, să-l pronunțăm cât mai mult ca să ne treacă frica. Să ne desensibilizăm. De multe ori sunt convinsă că pacienții care se lovesc de un astfel de diagnostic ar mai avea o întrebare, dacă acea tumoră descoperită este benignă sau malignă, și atunci, pe înțelesul tuturor, eu zic cancer bun sau rău, femeiesc și bărbătesc, așa înțelegem. Deci, practic, benign e cel bun, dacă există un cancer bun, și malign e cel rău. Ei, dacă e cancer, din start este rău și din start este malign și din start este, cum se spunea, femeiesc. Da. Dar sunt situații în care, să zicem, și chiar în urma biopsiei, mă gândesc că asta e diagnosticul de elecție, care, deși și aici se sperie foarte multă lume. De ce sperie biopsia atât de mult? Pentru că, așa se spunea pe vremuri, că dacă umbli la el,
se împrăște. Și am văzut situații aproape paradoxale. Pacienți care deja aveau metastaze și refuzau să facă biopsia. Unde să se mai împrăște? Deja s-a împrăștiat. Probabil că au vorbit cu vecini, colegi, consăteni și uite că, da, uite că și Ionică s-a biopsiat și acum ce s-a întâmplat? A murit. Ei, asta a fost boala, nu biopsia, dar fără biopsie, și aici cred că avem o singură excepție, carcinomul hepatocelular, unde aspectul imagistic, aspectul pe tomograf, pe RMN, este atât de clar încât nu este absolut necesară biopsia, deși ajută foarte mult. În rest, toate celelalte tipuri de cancer trebuie biopsiate. Pentru că nu de multe ori avem boli benigne care pot mima un cancer ca și aspect imagistic. Credem că e un cancer de pancreas, nu era decât o pancreatită. Credem că e un cancer pulmonar, nu era decât un nodul de la o tuberculoză veche și ar fi foarte păcat ca acești pacienți să facă chimioterapie efectiv pentru nimic. Asta unul la mână, doi la mână, hai că mai înțeleg, cu poate nu facem biopsie, o mai înțelegeam acum 12 ani când mi-am început cariera și când oricum n-aveam prea multe metode de tratament. Mm-hmm. Aveam cam aceleași citostatice pentru toată lumea și oricum nu era un tratament foarte rafinat. Acum și în cadrul aceluiași cancer sunt atâtea variații și sub tipuri speciale, unele răspund la tratament țintit cu tablete care targetează anumită mutație genetică, altele la imunoterapie. Ori fără biopsie putem să dăm un tratament antic ca acum 20 de ani cu rezultate ca acum 20 de ani. Vrem un tratament bun, ne trebuie biopsie. Asta este această medicină de precizie sau medicină personalizată despre care se vorbește. Da, asta e neapărat, trebuie să cumva cei care, spuneam, se lovesc de acest diagnostic să înțeleagă că nu fac decât să se îndrepte spre un lucru bun. Și mă gândesc că și tratamentele de care vorbim se instituie și în funcție de stadialitatea bolii. Exact, deci nu... în funcție de foarte mulți factori. Da. Dacă nu avem toate informațiile, nu putem să facem cel mai corect și cel mai eficient tratament. Principalele obiectivele tratamentului oncologic, clar, sunt de a vindeca și de a prelungi viața. Precum și de a asigura o calitate bună a vieții, că până la urmă, și asta e foarte important, duci boala pe picioare, dar cum o duci? Cu demnitate. Dar știi ce mi se pare extrem de important și prea puțin se discută despre acest aspect? Acum tu nu ești nutriționist, e adevărat, dar aia nu înseamnă că tu nu știi ce înseamnă o alimentație a pacientului oncologic. Îmi pare rău că vrei să o duci pe prietena ta, Cristina parcă spune că o cheamă, na, nu-i place la televizor Cristinei, așa că tot pică pe tine acum povara de a ne spune care este legătura de fapt dintre alimentație și cancer. Acum trebuie să discutăm de două lucruri. Unul la mână, ce stil de alimentație poate predispune la formarea unor cancere sau ne poate proteja. Pe de altă parte, ce alimentație trebuie să adoptăm odată ce am făcut acel cancer. Și de fapt, lucrurile sunt aici mult mai simple decât par și mult mai simple decât vor oamenii să creadă sau să vadă. Pentru că pentru mulți oameni ar fi frumos ca alimentele să fie împărțite elegant în două categorii. Mâncare care îți dă cancer, mâncare care vindecă cancerul. Ei, lucrurile nu sunt chiar așa. Orice poate deveni toxic în doze mari și invers. Dacă vorbim de o alimentație rațională și sănătoasă, care să ne protejeze, dar și aici trebuie să spun, nimic nu ne protejează 100%, că până la urmă, de ce unii oameni fac cancer, alți oameni nu fac cancer, știm care sunt factorii de risc. Dar sunt doar factori de risc. Până la urmă, cel care are ultimul cuvânt, din păcate, este hazardul, pe care nu putem să-l controlăm. Și atunci, ce e important? Ca să nu facem cancer, o alimentație cât mai sănătoasă. O alimentație bogată în fibre, bogată în fructe, bogată în legume, cu cât mai puține alimente procesate, nu de alta. Nu e vorba de euri aici așa de mult, e vorba de zahăr. Toate alimentele procesate sunt doldora pline de zahăr și organismul nostru nu este făcut să proceseze așa de mult zahăr. Cantitatea atât exact, de mare. Exact, pe vremuri, până în acest secol, practic sursele noastre de glucoză, de zahăr, erau mierea și fructele care nu se găsesc în cantități chiar așa mari. Acum că avem zahăr rafinat sau mai rău, ce se găsește în America, acel oribil sirop de fructoză. Sună fructoză, poate sună mai sănătos că fructe, nu, e ceva groaznic. Organismul nostru nu e obișnuit cu atâta zahăr. Și aici trebuie să spun, zahărul e problema principală în alimentația din ziua de astăzi. Aici a fost și o lungă, hai să spunem, conspirație prin anii 70. Exista și încă există un adevărat lobby al industriei de zahăr care au aruncat toată vina pentru bolile cardiovasculare pe grăsimi
și avem acum acele produse light, cea mai mare porcărie, produse cu jumătate din grăsime. Dar în grăsime este tot gustul. Ce faci dacă scoți grăsimea din aliment? Faci dublu de zahăr, ca să ai bine Dumnezeu. Exact. Da. Deci aceste alimente procesate, pline de zahăr, de conservant, sigur că nu sunt cele mai bune. Dar, practic, nu e foarte greu să ai alimentație sănătoasă. Ce trebuie să faci? Să-ți menții o greutate stabilă, sănătoasă, poți să fii și așa puțin mai grăsuț ca mine, dar, trebuie să fie lucrurile cât de cât sub control. Nu e atâta vorba ce mănânci, vorba este cât mănânci. Pentru că orice aliment, în cantități mici, și dacă e o ciocolată, și dacă e un lux mic, cum sunt mezelurile, este ok, numai nu în cantități prea mari. Și aici, mai ales dacă vorbim de cancerele hormonodependente la femei, cel mai rău este ca doamnă dacă te îngrași post-menopauză, dacă ai fost slabă toată viața și după menopauză pui kilograme. Doamnele care au fost așa mai plinuțe toată viața, este ok. Important e să ne menținem cum suntem și să fim cât mai sănătoși, să nu mâncăm în exces și să nu facem exces de nimic. Și de multe ori, mai important chiar decât alimentația, este un nivel de activitate fizică. Ei, și aici avem altă problemă. Ales noi timișorenii care dacă sunt mai mult de 200 de metri de mers pe jos, chemăm un Uber, chemăm un taxi, că este mult. Mersul pe jos este foarte sănătos și este o metodă foarte bună să integrăm un nivel mediu de activitate fizică în ziua noastră, fără să facem un extra sacrificiu, să mergem la sală, să facem ceva în plus. Deci lucrurile sunt, de fapt, destul de simple. Trebuie doar să fim raționali. Nu există o rețetă magică, nu există un fruct magic, nu există un aliment magic. Trebuie doar să mâncăm rațional și sănătos. Și asta depinde doar de noi. Exact. E atât de greu, dar știi care e problema? Nu de puține ori și sunt convinsă că tuturor ni se întâmplă. Știm tot ce trebuie să facem. Teoria este extraordinară. O știm, nu aplicăm. În momentul în care, Doamne ferește, te îmbolnăvești sau ceva, ai face, vorba aia, mânca și, na, să nu-i zic pe românește, doar ca să te faci bine sau n-ai mânca nimic decât poate o bucățică de ciofi pe zi, doar ca să fii sănătos. Deci atunci, e foarte ciudat. Atunci intrăm în modul panică, tot ce n-am făcut bine timp de 30 de ani vrem acum rapid să reparăm și uneori cu aceste atitudini stricăm și mai mult. Pentru că odată făcut acest cancer, altele sunt acum obiectivele. Acum obiectivul principal este să ne ajutăm organismul să lupte cu boala și să suporte cât mai bine tratamentul. Și nu-i momentul pentru lucruri eroice, cure de slăbire eroice. Acum este momentul din nou să ne menținem și să fim cât mai raționali. Și din păcate, noi știm anumite lucruri, dar când aud pacienții vorbind între ei și ce sfaturi își dau unui altuia și de unde iau sfaturile respective și când văd, inclusiv în, le spun farmacii, că nu sunt chiar farmacii, în farmaciile naturiste, cărți de nutriție, nutriție pentru cancer, m-am uitat prin ele, numai tâmpenii. În mare parte numai tâmpenii, pentru că, din nou, este obsesia asta să împărțim alimentele în două grupuri. Astea dau cancer, astea vindecă cancerul. Lucrurile sunt puțin mai, sau nu neapărat mai complexe, într-un fel mai complexe, într-un fel mai simple și încerc să le spun pacienților că asta e de multe ori prima întrebare. Ce să mănânc? De multe ori pentru noi oncologii e aproape iritant întrebarea asta obsesivă, ce să mănânc? Mănâncă normal și gata, nu trebuie nimic special, nici un plus, nici un minus. Poate câteva ajustări, nu foarte multe prăjeli, nu foarte multe grăsimi, lucruri care cad greu ficatului, că avem de metabolizat o chimioterapie. Exact. Nu ne abținem de la de toate, cum se spune, dar oamenii intră în modul panică și vor rapid să repare și se leagă de tot felul de fructe magice, vezi graviola, vezi tot felul de ciuperci magice de prin China, pentru că eu își fac tot felul de sucuri care mie sincer îmi sună absolut dezgustător, suc de spanac cu sfeclă cu rodie, mâncă-le separat că-s mai bune așa, dacă-s bune în suc că-s bune și mâncate. Oamenii se aruncă în toate nebunile astea și cred că e o treabă psihologică. Cancerul este un diagnostic devastator, cum ai spus, un diagnostic care sperie oamenii și un diagnostic în fața căruia se simt lipsiți de putere. Nu știu ce să facă. Noi oncologii le spunem, faci aia, facem perfuzia asta, iei pastilele alea, dar ei nu au niciun cuvânt de spus. Ei vor să ajute cumva. Ei vor să facă ceva, să se simtă că fac ceva, să se simtă utili. Da. Dar nu tot timpul să începem tot felul de diete drastice, să luăm tot felul de suplimente netestate, nedovedite, este soluția. Dacă ar fi să ne oprim acum la proteine și aici mă refer strict la carne, cunosc persoane
care nu mai consumă deloc carne, pentru că în familia respectivă a fost un caz de cancer, persoana respectivă, membru familiei a decedat și s-a făcut așa un blank, nu mai carne, nu mai consumăm. E normal să consum carne în momentul în care ai un cancer sau nu e normal? Avem nevoie de proteine de origine animală. Acum, nu neapărat carne. Ar fi indicat și puțină carne, nu exagerăm, din nou, cred că aici și noi, în viața de zi cu zi, mâncăm mult mai multă carne decât ar trebui. Fi normal, corect. Dar sunt aici câteva mituri care sunt foarte persistente și greu scăpăm de ele. Unul la mână, zahărul. Acum, știu ce am spus chiar mai înainte despre zahăr, dar se vehiculează mitul că zahărul hrănește cancerul. Da și nu, în sensul că noi orice mâncăm, în final, este transformat în sânge în glucoză. Glucoza este combustibilul preferat al tuturor celulelor. Anumite celule, cum sunt cele din creier, pot să se hrănească doar cu glucoză. Celulele tumorale, pe de altă parte, se pot hrăni cu substanțe care pentru restul celulelor din organism reprezintă deșeuri. Deci nu sunt chiar așa de selective, mănâncă orice. Ideea e că orice mâncăm noi se transformă în zahăr, mai ales dacă mâncăm glucide, mai ales dacă mâncăm cartofi, paste, orez, deci glucide mai complexe. Și ele, dacă se desfac în bucățele, bucățelele la mici sunt glucoză. Și este o treabă puțin prost înțeleasă. Este efectul Warburg. Ce înseamnă asta? Este un efect biochimic care arată că celulele tumorale consumă mai multă glucoză decât celulele normale. Pe de o parte, pentru că se dezvoltă, cresc mult mai repede. Cine crește repede, mănâncă mult, nu? Da. Pe de altă parte, au un metabolism puțin mai ciudat. Și tot așa, crescând repede, celulele normale, celulele sănătoase, fac ceea ce se numește glicoliză aerobă. Adică glucoza din celule este arsă normal cu mult oxigen. Și atunci se formează dioxid de carbon și alte deșeuri. Celulele tumorale, pentru că cresc prea repede, nu mai au destul oxigen. Nu au timp să-și facă destule vase de sânge, să le aducă destul oxigen și atunci ard cumva glucoza la foc mocnit și se face ceea ce se numește glicoliza anaerobă. Adică folosesc mult mai multă glucoză pentru aceeași energie și atunci ca și deșeu, ca și produs secundar apare foarte mult acid lactic. Apropo, alt mit, aciditatea dă cancer. Nu, cancerul și bolile cronice dau aciditatea, nu invers. Și din cauza acestei proastă înțelegere a biochimiei, oamenii cred că glucoza merge și hrănește direct cancerul. Și îmi spun, nu mai pun zahăr în ceai, acum pun miere. Tot glucoza-i până la urmă acolo. Dar nu trebuie efectiv să ne abținem de la glucoză odată ce am făcut cancer. Pentru că orice mâncăm se transformă în glucoză, glucoza hrănește și partea bună și partea rea. Adică dacă ar fi să o luăm după aceeași logică, am putea să spunem, nu mai respir cu oxigenul, ajută cancerul și așa mai departe, nu? Dacă o spun așa, sună deja mult mai ilogic. Deci nu glucoza în sine este vinovatul, ci practic modul în care cresc, modul în care își consumă combustibilul celulele tumorale. Glucoza e primul mit de care vreau să scăpăm. Nu zahărul în sine hrănește cancerul, orice hrănește cancerul și ar trebui în continuare să avem o alimentație rațională, nu să ne abținem de la anumite substanțe pe care corpul oricum le sintetizează. Da, și probabil că odată e biciuit organismul pentru că are această sau o formă de cancer, cel mai obicei și tu a doua oară că îi devii foarte restrictiv și atunci și el oarecum nu mai știe încotro să o apuce, în ce direcție. Dar sunt situații, de exemplu, sub un tratament chimioterapeutic, când nu ai voie să folosești anumite medicamente strict pe perioada tratamentului? Aici sunt trei lucruri la care mă gândesc în mod specific, care, să zicem, sunt mai obligatorii. Respectiv, sunătoarea și grapefruitul, fiecare dintre ele au o substanță. Sunătoarea o substanță numită hipericină, grapefruitul o substanță numită bergamotină și sunătoarea activează o enzimă din ficat care metabolizează cam o treime din toate medicamentele, nu doar citostatice, nu doar medicamente antitumorale, grapefruitul face invers, dezactivează enzima. Și atunci sunătoarea pentru respectivele medicamentele crește rata de metabolizare, deci scade concentrația din sânge, da. Grapefruitul face invers, crește concentrația, poate să crească toxicitatea. Din nou, acest lucru este valabil cam pentru o treime din toate medicamentele.
dar pentru că de multe ori citostaticele pe care noi le folosim sunt dozate în funcție de înălțime, greutate, ca să fie o doză cât mai exactă, aceste mici variații pot să facă mari diferențe. Și atunci la anumite tratamente, nu chiar la toate, recomandăm, aș spune din nou, cam la o treime din tratamente, recomandăm ca pacienților ca pe perioada tratamentului să nu consume sunătoare sau grapefruit sau alte citrice amare. Practic citricele amare, că-i grapefruit, că-i pomelo, că-i sweetie, conțin această substanță bergamotină. Altceva ce ar mai trebui evitat uneori, pentru că noi de foarte multe ori administrăm tratamentele, fie că sunt citostatice, fie că sunt non-citostatice, împreună cu cortizon, cu dexametazon, mai ales, dar și cu alte forme de cortizon, dacă mâncăm foarte sărat, riscăm să facem retenție de apă. Astea sunt cele trei exemple unde aș spune, da, aici într-adevăr putem spune în anumite situații strict interzis. Strict interzis, pentru că sunt interacțiuni medicamentoase. În rest, nu sunt neapărat interacțiuni. După aceea, mai avem o categorie largă de, sau mai mult sau mai puțin largă de medicamente pe care le folosim, mai ales pentru cancerele digestive, la care reacția adversă principală este diareea. Și atunci, de multe ori, recomandăm pacienților să nu mănânce lactate sau să nu mănânce lactate nepasteurizate, alimente fermentate, tot ce nu e foarte proaspăt, tot ce e foarte bogat în fibre, pentru că crește riscul de diaree. Dar și aici nu cred că ar trebui să vorbim cu ei ca și cu niște copii, să le spunem aia da, aia ba, pentru că și treburile astea sunt foarte individualizate, depinde de toleranța fiecăruia. Exact. Uh-huh. Eu le spun pacienților mei, pe încercate, vedeți, dacă consumați alimentul respectiv, vedeți că vă dă diaree și vă dă diaree. Acum, dacă avem 1-2 scaune moi pe zi, nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă vă dă diaree, vă provoacă disconfort, mai bine ne abținem pe perioada chimioterapiei. Dacă nu, nu. Dar e pe încercate. Fiecare dintre noi este unic și fiecare dintre noi răspundem puțin diferit atât la medicație, cât și la alimentație. Da, de exemplu, dacă unui pacient îi face bine un produs, celuilalt pacient vrea acel produs că l-a luat, cum am zis și noi, vecinul, dacă vecinul a zis hai să fac ca el, dar de fapt persoanele respective nu-i mai face bine. Și, deci, da, și asta e marea problemă și asta văd și la noi la spital. Pacienții pe hol, în sala de tratamente, fac așa un soi de brainstorming. Mie mi-au zis că n-am voia, mie mi-am zis că n-au voia, eu am citit că n-am voia asta la altă, mie mi-a zis vecina că n-am, și este un brainstorming de nu mai are nimeni voie să mănânce nimic. Treaba cu lactatele, da, este din cauza acestor citostatice, dar nu e o treabă 100%, nu e o treabă absolută. Aici vorbim mai mult de lapte proaspăt, smântână proaspătă, unde avem lactoză care poate fermenta și poate accentua o diaree. Dacă vorbim de iaurt, de brânzeturi, acolo lactoza e deja fermentată și nu mai sunt aceleași riscuri. Probleme. Dar de aici s-a înțeles cumva prost că laptele face rău la cancer sau că lactatele fac rău la cancer. Ne oprim pentru o secundă, trebuie să luăm o scurtă pauză, Petra. Vreau neapărat să mai discutăm despre alimentația care e atât de necesară, că, indiferent de boală, și cumva să le explici oamenilor să nu se teamă. Nu? Că până acum eu cred că dacă te-ar vedea cineva care deja are probleme direct spre tine, păi uite-te că nu-i deloc restrictivă și că parcă altă încredere îți dă când îți permite să mai și mănânci ceva. Așadar, Petra, un pic ne oprim și revenim. Suntem din nou împreună, dragii mei, în această seară, pentru cei care ați deschis televizorul mai târziu, să știți că e pentru prima dată la mine în platou, mi-e tare dragă această fată, este Petra Curescu, medic primar, oncolog, mărturisesc că este prima emisiune, cred, doar la mine, ai mai fost la alte emisiuni? În Am platou? Mai fost. Ai mai fost? Vai, deci n-ai fost la mine prima dată. Oricum, eu mă bucur că ne este alături. Petra Curescu, pe tatăl ei, în mod sigur l-ați văzut la mine în emisiune de foarte multe ori, doctor Ștefan Curescu, și îl salutăm încă o dată chiar și în această a doua parte a emisiunei. Ștefi, ai o fată minunată. Petra, vreau să mai discut cu tine și vreau să mai dezbatem puțin acest capitol al alimentației pacientului oncologic. Până acum am zis, din tot ce ai spus, cred că oamenii care au astfel de probleme se îndreaptă spre tine fără nicio rezervă, pentru că se pare că nu ești un om restrictiv. Adică ești un medic care vezi lucrurile altfel.
Viața e destul de restrictivă, nu trebuie să fim și noi. Nu trebuie să fii și tu. Deci vezi ce înseamnă generația. Am zis-o că vine generația din urmă și privește altfel lucrurile. Influențează oarecum dieta evoluția cancerului? Este una din întrebările care m-a rugat o persoană să ți le adresez. Nu în măsură chiar atât de mare. Da, sigur, poate influența, dar nu în măsură chiar atât de mare. Și aici, din păcate, pacienții pot mai mult, de multe ori, să strice decât să ajute. Să strice folosind, utilizând o dietă foarte, foarte restrictivă. Și din păcate am văzut cărți, emisiuni în care se recomandă o dietă foarte restrictivă, fără proteine, fără niciun Dumnezeu. Și dacă ne privăm organismul de nutriente, sigur că organismul nostru va lupta mult mai greu cu boala. Într-adevăr, pentru majoritatea cancerelor este cât mai bine să fim normoponderali, să ne menținem cât de cât bine, cu o singură excepție. Cancerul bronhopulmonar, prognosticul este mai bun pentru pacienții supraponderali. Dar atenție, supraponderali, nu obezi. Mm-hmm. Deci asta depinde, vezi? Și alimentația se instituie în funcție și de tipul de tumoră pe care îl ai. Că mă gândesc dacă ai o tumoră gastrointestinală sau, uite, cum zici tu, o tumoră pulmonară, sau poate că nu poți să mănânci același lucru pe care l-ar mânca, eu știu, o persoană care are un cancer de piele. Și de multe ori, de fapt, cancerul de piele nu prea are nicio legătură cu mâncarea, deci mâncați ce vreți. Și de multe ori aici nici măcar nu-i vorba că e un aliment care face rău la cancer, cum își imaginează lumea. Este vorba efectiv de confortul personal. Sunt alimente care pot să dea probleme digestive, mai multe gaze, mai multă diaree, etc., etc. Acum, din punctul meu de vedere, cât timp suntem oarecum raționali, uneori și eu prefer să-mi fie rău decât să-mi pară rău. Da, așa ești tu. De în anumite tratamente oncologice sau în timpul anumitor tratamente pot să intervină simptome care să împiedice oarecum alimentarea corespunzătoare, poate nu asimilează suficient. Sigur că da, și atunci trebuie să plusăm mai ales pe partea de proteine. Aici iarăși este o mare mizerie pe care o face cancerul, care se numește cachexie. Și anume, în mod normal, organismul nostru, când rămâne fără nutrienți, începe să ardă din grăsime. Ei, cancerul sau organismul pacienților cu cancer, pentru că se secretă anumite substanțe din cancer în sânge, face puțin invers. În loc să ardă grăsimea, care e disponibilă la mulți dintre noi, se pune și arde mușchii. Imaginați-vă pe cineva care, în loc să pună lemne pe foc, începe să scoată mobila, să scoată parchetul și să dea foc la casă. Cam asta se întâmplă uneori în tumor și atunci trebuie mai ales pe această parte să plusăm. Dar și aici trebuie să spun, uneori aportul alimentar nu e suficient. Uneori trebuie și pe venă să alimentăm. Aici vorbim mai mult de cazuri avansate. Pentru oameni care chiar și în stadiul 4 sunt cât de cât ok, se pot alimenta cât de cât ok, sincer nu are absolut nici un rost să facem nutriție enterală. Mai bine ne ținem venele respective pentru tratamente mai importante. Cât timp putem să mâncăm, hai să mâncăm, nu să ne înțepăm. Pentru că mai avem pacienți care vor perfuzii de întărire, așa zisele perfuzii de întărire sau perfuzii cu vitamine. Să vă mai spun ceva, acum, cu vitaminele, dacă nu avem un deficit de vitamine și deficitele de vitamine nu sunt chiar așa de frecvente precum se crede, atunci niciun surplus nu prea are ce să ne aducă în plus. Dacă eu îmi fac plinul la mașină și după aia mai torn benzină pe scaune, pe mașină, pe roți, nu o să meargă mai repede, că i-am dat mai multă benzină decât în cap în ea. Cu o excepție, că aici de vitamine se spun multe, vrute și nevrute, cea mai importantă vitamină, dacă vorbim de menținerea stării de sănătate, din punctul meu de vedere, este vitamina D. Și aici, cu toții, avem deficite. Am crezut că eu, cum stau la soare, cum mănânc multe, și eu m-am testat până și eu am deficit. Eu mi-am venit analizele. Nici la mine nu stă bine. Deci aici, nici eu. Deci noi am luat, țin minte că în pandemie era nebunia cu vitamina D, cred că am mai povestit-o într-o emisiune. Bun, ok, ai luat, acum te-ai oprit. E, uite că nu e bine să te oprești. Nu, vitamina D aici chiar cred că avem cu toții peste tot un deficit. În rest, celelalte vitamine, greu să faci deficit, mai ales de vitamina C.
alt mit cu vitamina C. Vitamina C e un antioxidant foarte puternic, dar este o vitamină care se găsește peste tot, mai ales în alimentele semi-preparate și procesate, dacă vă uitați în Fanta, în toate sucurile astea artificiale, plin de acid ascorbic, plin de vitamina C. De ce? Că e antioxidant și îl punem în alimente procesate ca să nu se maronească, să arate frumos. Deci de vitamina C greu să faci deficit. Nici beneficiile nu sunt chiar așa mari. Dar hai, putem să luăm pe gură. Problema e alta. Mitul că vitamina C intravenos ajută în cazul unei tumori sau cel mai rău, vitamina C intravenos împreună cu chimioterapia. Vitamina C intravenos, fiind un antioxidant foarte puternic, chimioterapia uneori așa lucrează prin oxidarea ADN-ului celulor tumorale și atunci îi dăm în cap, nu mai funcționează. Din nou, conflict. Acum în medicină la fiecare regulă e o excepție și la excepția altă excepție și așa mai departe. Nimic nu-i 100%. Dar aici avem totuși chestii interesante. S-ar putea, nu în chimio, dar în imunoterapie, vitamina C intravenos să ajute efectul. De aia avem plusuri și minusuri peste tot, iarăși că vorbeam de lactate. Pentru cancerele digestive, uneori le evităm ca să evităm neplăceri de genul diareei. Crește sau scade riscul de cancer? Greu de zis, pentru că studii care arată că ar scădea riscul de cancer mamar, în schimb îl crește ușor riscul de cancer de prostată. Deci totul în medicină, din păcate, este cu două tăișuri și atunci ca să știm să ne orientăm cât mai bine, nu facem brainstorming cu familia, cu vecinii, exact. Întrebăm medicul, asta da, asta ba. Și cu suplimentele alimentare, sunt unele așa numitele naturiste. Pe mine mă enervează teribil acest termen de naturiste. Nu, pentru că este un termen fals. Sunt tot produși de sinteză, nu sunt neapărat mai naturale decât citostaticele. Mai scumpe O bună parte din citostaticele pe care le folosim, la originea lor, erau făcute din plante. Da. Deci unul din cele mai folosite citostatice, paclitaxelul, este făcut din taxus. Taxus, un bradu de tuia. Dacă mergeți în Parcul Central, sau mă rog, acum Parcul Scudier din Timișoara, chiar spre Piața Operei, este acolo chiar un taxus. Nu-i mâncați acele că e toxic. Este un produs natural. În schimb, naturistele de foarte multe ori, capsule de usturoi, ce să-i capsule de usturoi? Mâncă usturoi. Suplimente de curcumină. Există. Pudră de curry la supermarket, n-are rost. Dacă toți suntem naturali, hai să fim până la capăt. Și medicamentele astea, suplimentele astea naturiste, ce sunt de fapt? Sunt suplimente alimentare. Sunt anumite substanțe care sunt vândute ca suplimente alimentare. Dacă eu vând ceva ca supliment alimentar, eu pot să spun că suplimentul meu, praful meu de iarbă Petra, promovează o bună stare de sănătate, previne apariția unor boli și cam atât. Nu pot să zic că vindecă ceva. Dacă eu zic că praful meu de iarbă Petra vindecă ceva, trebuie să demonstrez, nu pot numai să zic și după aia să fug. Ca să demonstrez, trebuie să fac într-adevăr studii pe mai multe, pe mulți pacienți, pe multe grupe de pacienți, pe animale, pe și așa mai departe. Da, recunosc, e complicat. Numai că de multe ori producătorii de naturiste vor și cu mândra și cu draga. Da, da, da. Vor toate beneficiile unui medicament, dar nicio responsabilitate. Și dacă îi tragem la răspundere, spun da, păi noi nu avem banii de la Big Pharma să facem studii clinice pe sute sau mii de pacienți. Și asta e adevărat. Că și sunătoarea, și curcumina, foarte multe substanțe au, aloe vera, au beneficii demonstrate, dar nu sunt chiar așa de demonstrate că nu are nimeni bani să le demonstreze. Un studiu clinic este foarte scump, foarte greoi. Dar trebuie să dăm cezarului ceea cezarului și să recunoaștem beneficiile unde sunt. Și atunci, iarăși, eu spun pacienților mei, aduceți-mi plăsocul cu toate suplimentele, vedem care e bun, care e rău, care interacționează, care nu interacționează. Pentru că sunt tot felul de substanțe care ajută, nu au beneficii foarte mari, dar nici rău nu fac și atunci, de ce nu? Altele care ajută mai mult decât s-ar crede, dar nu există destule studii. Și după aia începem să trecem în cealaltă extremă. Lucruri care sunt absolut neutre, până la buzunar, acolo nu mai e deloc neutre. Da, corect. Și lucruri care sunt de-a drept otrăvitoare sau toxice, unde deja eu încep să mă supăr cum se poate comercializa așa ceva. Ce le mai spun pacienților, vreți suplimente, luați-le din supermarket. Acolo, de fapt, controlul este mult mai bun și mult mai riguros. Da. Și dacă vrem un supliment naturist, hai să vedem ce scrie pe el, ce avem aici. Siropul Noni. Dacă ne uităm pe poză, ceea ce Noni, Morinda, Citrifolia. Îți dude. Dude tahitiene, ok, mai mari, mai exotice decât ale noastre, dar îți dude, care la noi pică și se strică. Cum spuneam, suplimente de usturoi. Mâncă usturoi. Și așa mai departe. Majoritatea acestor principii le putem integra într-o alimentație sănătoasă, aloe vera.
Există sucul aloe vera, care e mult mai bine controlat. Nu costă ca și aloe vera aia vândută în locuri speciale, 150 de lei, costă 9 lei o sticlă. Deci dacă vrem treburile astea, hai să fim naturali până la capăt și organismul ne va mulțumi. Dar știi care e problema? Mai sunt persoane care, da, din disperare și apelează la anumite persoane care se ocupă de medicina băbească, să spunem așa, și se duc cu mare încredere spre acele locuri și nu știi dacă e bine sau rău. Dar tocmai pe considerentul că a auzit că cu tare a fost acolo, în țară, sunt în străinătate, sunt multe persoane care fac, nu-i numim vraci, nu știu cum să le zic, dar spun din disperare, să știi că sunt foarte mulți care apelează la... Și nu zic, uneori ajută, pentru că e efectul placebo. S-a făcut inclusiv studii, un placebo mai scump este mai bun decât un placebo mai ieftin. Oh, și așa, na, asta încă n-am mai auzit-o. Pierderea poftei de mâncare e una dintre cele mai frecvente provocări ale cancerului și tratamentului oncologic. În diverse tipuri, aceste persoane practic sunt afectate de malnutriție, nu? Ele își mai pot reveni, mai revin la ce a fost. Eu am văzut, am cunoștințe care efectiv după o ședință de chimio nu mai puteau nici să mănânce sau... La un moment dat, după ce toate aceste tratamente se opresc, organismul își revine, o ia din nou de la capăt? Uneori da, uneori ba, de regulă da, dar nu complet. Acum depinde ce a provocat problema. Că dacă e boala în sine și nu o să ținem boala sub control o veșnicie, că asta e viața, din păcate, atunci sigur că nu. Dacă tratamentul a fost problema, sigur că, pentru că este un tratament, mai ales chimioterapie, un tratament groaznic, uneori o recunosc și eu, nici mie nu-mi place. Păi cui e? Cui îi place? Atunci când terminăm tratamentul, anumite lucruri revin la normal. Acum, ce putem să facem pentru lipsa poftei de mâncare? De multe ori, una din singurele soluții este disciplină. Trebuie să mâncăm fie și cu forța puțin câte puțin. Acum, dacă ne este greață de la chimioterapie, de la tratamente sau de la tumoră în sine, e bine să încercăm cât mai multe mese, cât mai fracționate și dacă avem oricum un apetit capricios, din nou, de la tratament, multe citostatice ne schimbă și gustul, totul e amar, totul e dulce, totul e metalic. Mai bine, în timpul tratamentului, mâncăm ce ni poftă, chiar dacă sunt hamburger de la McDonald's sau alte porcării, decât nimic, mai bine mâncăm ce ni poftă. Important este când avem așa o perioadă mai grea, pentru că și tratamentele pe care noi le facem rar durează același tratament o veșnicie, cel puțin dacă vorbim de tratamente foarte toxice, cum este chimioterapia. Important e să facem ce putem ca să trecem peste perioada cea mai grea. Dar și acum în chimioterapie am văzut că se vine cu un fel de ajustare în momentul în care ai steagla asta de greață, chiar se introduc în perfuzie anumite substanțe care să-ți limiteze nu sau să diminueze grea. Sunt și anumite pastile. Deci și aici s-a schimbat, nu-i mai chiar atât de tragic ca înainte. Da, și din nou, este normal. Oamenii, ce faci când ai cancer? Ești disperat, îți vezi moartea, începi să întrebi stânga-dreapta, unde mă duc, ce mă fac, stai cu avut și vecina cancer, îi întrebi, face acel brainstorming care uneori face mai mult bine decât rău. Vorbim de peste rău 200... Decât bine, da? Da, dar rău da. Decât bine. Vorbim de peste 200 de boli diferite, cu 200 de... cu mii de tratamente diferite. Poate ce-a avut vecina acum 10 ani nu mai seamănă cu ce ai tu. Tratamentele s-au schimbat și mulți oameni, când vorbesc cu familia, cu prietenii, cu cunoscuții, primesc un nivel al informațiilor de acum 10 ani și vă spun că și câte s-au schimbat în ultimii 10 ani, nici mie nu-mi vine să cred. Deci chiar mă simt ca și cum eram omul cavernelor acum 10 ani, cu ce tratamente aveam la dispoziție versus ce tratamente avem acum la dispoziție, dacă vorbim de antivomitive, dacă vorbim de tratament suportiv, totul s-a schimbat. Cred că uneori poate cel mai bine după diagnosticul ăsta să-ți menții o minte deschisă, dar închisă în același timp. Mai bine faci așa, la, n-asculți la nimeni, n-asculți după nimeni, mergi direct la medic, întrebi medicul, pentru că altfel vin o groază de informații și toate descurajatoare. Sunt mulți care nu acceptă nici să facă chimioterapia și să ducă cu boala înainte. Sunt și astfel de situații, bănuiesc că ai avut și tu cazul de genul. Sunt așa aici, văd totuși, se schimbă lucrurile, puțin mai greu, puțin mai lent în România, dar se schimbă. Deci nu mai vedem pacienți în stadii chiar, sau nu mai vedem așa des,
ca acum 10 ani, pacienții nu mai vin în stadii chiar așa de avansate. Și le și spun și noi ce facem ca oncologi. Încercăm tot timpul să găsim un echilibru cât mai bun între riscuri și beneficii și facem numai lucruri care în studii clinice pe 10, pe sute, pe mii de pacienți au demonstrat beneficii, au demonstrat faptul că îți fac mai mult bine decât rău. Nu vrem, nu ne ajută pe noi cu nimic, nu vrem să vă facem rău cu din adinsul. Că da, și aici e vorba de o statistică și vor fi pacienți care în urma tratamentului vor fi mai rău ca înainte. Dar noi facem doar tratamente la care știința, la care experiența ne spune că aici vom face mai mult bine decât rău. Nici noi nu vrem să chinuim pacienții degeaba cu tratamente care știm că sunt ineficiente. Da, nici nu se poate lucrul ăsta. Diferă cumva alimentația pacientului oncologic adult față de aceea pacientului oncologic copil, că din nefericire sunt și copii care sunt loviți de această boală? Ei, aici nu pot să mă pronunț. Deja oncologia în sine este așa un domeniu vast. În majoritatea țărilor oncologii deja se supra-specializează. Nu mai avem oncolog. Eu sunt un oncolog generalist. Sunt un dinozaur, o specie pe cale de dispariție. Da, da, da. În alte țări avem oncologul de sân, oncologul și așa mai departe. Oncologia pediatrică deja este cu tot altă mâncare de pește, dacă tot vorbim de mâncare și aici chiar nu pot să mă pronunț. Sunt complet alte boli. Cu mecanisme, tratamente și totul complet diferit. Ce înseamnă? Bun, te înțeleg. Eu am vrut doar să văd dacă există și probabil că există. Probabil că un oncolog pediatric poate să ne spună la un moment dat. Dificultatea la înghițire este o altă reacție pe care o percepe pacientul în momentul în care probabil face tratament sau dacă este bolnav de cancer. E acea senzație de multe ori spune că alimentele se opresc undeva la un nivel între pasajul dinspre gură și stomac. De aici poate să vină și frica de a se alimenta, vorbind de malnutriție. Mulți spun că nu pot să înghită bine. Când nu putem să înghițim bine, trebuie totuși să încercăm să menținem o alimentație pe gură. Fie și cu, există tot felul de shake-uri, sucuri speciale, ele sunt foarte bune la gust, sunt așa ca milkshake-ul de la anumite fast food-uri, să nu zicem. Sunt foarte bune la gust, da, au un gust puțin chimic și sunt folosite ca supliment pentru pacienții care, dintr-un motiv sau altul, că nu e vorba numai de cancer, aici sunt multe boli cronice în care nu se pot alimenta cum trebuie, practic suplinesc o alimentație o alimentație deficitară. Important îi pe cât posibil să ne alimentăm și pe gură, pentru că sistemul digestiv nu trebuie să lucreze în gol. Nu-i bine să lucreze în gol. Cât de puțin, dar ceva trebuie să fie acolo. Acum mă bucur că ai atins acest punct, că și aici mai avem câteva restricții, dacă e vorba de mucozită. Mucozită este termenul științific pentru când apar afte și, din păcate, nu numai în gură, și pe gât și uneori pe tot tubul digestiv. Din nou, mai ales la tumorile digestive, dar nu numai, anumite citostatice pot să provoace această mucozită. Și atunci avem afte, atunci ne doare când înghițim. Și atunci s-ar putea să mai venim cu niște restricții în plus, respectiv să recomandăm pacienților să nu mănânce lucruri foarte acre sau lapte. De ce? Că ce-i acru? Avem bubuțe, acru, ustură mai tare. Da. Ce ajută atunci sunt din nou tot felul de bombonele, mai mult pentru răceală sunt făcute, care sunt cu lidocaină, cu anestezic. S-ar putea să amorțească toată gura, dar măcar putem înghiți, să fie acolo ceva, să treacă acolo ceva. Și sunt tot felul de medicamente, spray-uri, soluții pentru afte care pot ajuta în această situație. La un moment dat și în alte țări există și tratamente care efectiv ajută mucoasa tractului digestiv să se refacă. La noi nu există încă, dar ar fi de foarte mare ajutor. Hidratarea cât de mult contează în cazul unui pacient oncologic, mai mult decât în cazul unui pacient sănătos? Că și nouă ni se spune să ne hidratăm minim 2 litri pe zi. Așa e, cred că e un pic tot în funcție de cum... Este în funcție de cum este, în funcție de nivelul de activitate, de pus umiditate, cât transpirăm, ce facem. Dar văd că acum a început să se renunțe la recomandarea de efectiv bea 2 litri de lichid, pentru că de multe ori ne putem hidrata destul de eficient din ce mai mâncăm. Că e
suc, că-i supă, că-i efectiv apa din alimente, important e să fim bine hidratați. Și la majoritatea oamenilor, cu sau fără cancer, corpul nostru ne cam spune dacă ni sete mai bem, dacă nu mai ni sete, nu mai bem. Corpul nostru ne cam spune de ce și de câte lucruri are nevoie. Cu toate astea, pacienților care fac chimioterapie, noi le recomandăm mai ales în săptămâna de după chimioterapie să încerce chiar și cu forța să bea 3 litri de lichide pe zi ca să clătim bine organismul. În rest, dacă nu avem vreo tulburare cerebrală sau metabolică care să ne strice mecanismul setei, în rest, eu zic că este bine să dăm organismului ce ne cere, când ne cere. Apropo de mituri versus adevăr în nutriția oncologică, dacă tot ai pomenit de ele ceva mai devreme, vreau să te mai întreb așa ceva, poate mai lămurim. Consumul crescut de fructe scade riscul apariției cancerului? Și fructe și legume. Și aici, sincer, legumele sunt puțin mai sănătoase decât fructele. De ce? Fructele au foarte mult zahăr. Da, mai ales dacă vorbim de cancerul de colon și nu numai. Acum spuneam că avem cancere de bogați și cancere de săraci. Da. Sunt anumite cancere care sunt legate de un nivel de trai mai înalt și de o alimentație mai bogată în calorii, mai ales. Și aici vorbim de cancerul de prostată, cancerul de sân hormonodependent la femei, cancerul colorectal, deci culmea. Și în, toate sunt și în top 5 a celor mai frecvente cancere. Mai puțin cancerul bronhopulmonar, acolo alimentație mai puțin importantă ca și factor de risc. Și sunt cancere care sunt asociate așa numitului stil vestic de alimentare. Pentru toate cancerele astea, mai ales pentru cele digestive, consumul de fructe și de legume ajută. Dar aici să nu cădem în cealaltă extremă și de foarte multe ori aud pacienți care își fac tot felul de sucuri naturale. Sucurile astea naturale sunt niște bombe calorice. Și dacă luăm suc natural din magazin de portocale, dacă ne uităm la conținutul de zahăr, are ca și sucurile astea carbogazoase, maro, ca să nu le spun numele. Da. Conținutul de zahăr e unul foarte înalt. Dacă bem un suc natural de portocale, iarăși nu zic să nu bem, dar nu ar trebui să fie baza, dacă bem un suc natural de portocale într-un pahar, atât s-au băgat vreo 3 portocale, putem fără nicio problemă bem unul, mai bem 5 pahare și ne-am făcut doldora de zahăr. N-am putea să mâncăm. Dacă am mâncat portocalele respective, ne-am oprit probabil la a patra. E mult mai important acele fructe și legume să le consumăm ca atare. Cel mai rău e dacă folosim un storcător și nu blenderul, pentru că atunci una din cele mai valoroase chestii din fructe, din legume, se aruncă la gunoi. Fibrele. Și mai ales pentru cancerele colorectale, fibrele sunt importante pentru că toxinele din scaun care le producem noi, care vin din alte alimente, fibrele astea le leagă, le izolează, le absorb și le scot afară. Deci avem nevoie de acele fibre și acele fibre ne dau și senzație de sațietate. Ne opresc să ne umplem prea mult de acest zahăr, așa că nu recomand aceste sucuri, decât sucuri, mult mai bine consumăm fructele și legumele ca atare, nu sucuri. Și sunt bune fructele, dar și legumele, că uneori fructele au destul de mult zahăr. Din nou, aici cantitatea și echilibru, tot timpul ce e mai important în viață, să găsești echilibru. Că așa de făcut oricine poate să facă orice, dar e important echilibru. Corect. Dar aminte să mai faci un cocktail din acela, mai pui și mere, mai pui și struguri, mai pui și banane, mai pui ce pui deja, cum zici mai tu, bine o salată calorică. De fructe. Da, e mult, mult mai ok. Cât e de grav dacă bolnavii și-ar întrerupe un tratament în momentul în care el începe? Vorbesc de bolnavii de cancer. Depinde, uneori noi îl întrerupem că nu avem încotro. Dacă reacțiile adverse sunt prea mari, prea multe și deja riscurile depășesc beneficiile, noi îl întrerupem. Uneori pacienții insistă că vor să continue și noi spunem nu, nu-i momentul, nu acum. Depinde cum, cine și de ce au întrerupt. Poate fi foarte grav, boala poate progresa. Acum, să nu ne mințim, majoritatea cancerilor, chiar și cu cele mai bune tratamente, cancerelor în stadiu avansat, dacă nu vorbim de cancere care au fost operate și unde tot tratamentul se concentrează asupra scăderii riscului de recidivă, în momentul în care cancerul deja este considerat inoperabil, metastatic, local, cancerul e acolo și nu mai scăpăm de el. Cândva va progresa. Orice facem, cândva va progresa. Și atunci, practic, tot ce facem noi cu toată medicina noastră modernă este să prelungim momentul în care pacientul este ok și este bine. Și sună groaznic, sună cinic, dacă stăm puțin să ne gândim, tot ce facem noi în viața asta este să ne prelungim viața. Nimeni n-are formula să trăim veșnic. Tot ce vrem cu toții să trăim mai mult și mai bine. Că uneori ce obținem în plus este o lună, uneori un an, uneori 30 de ani. În cancer și în viața de zi cu zi. Așa că nu trebuie să o privim ca pe o tragedie, că tot ce facem e să ne prelungim viața. Asta facem de când există umanitatea.
E drept. Când vorbim despre alimentație, din nou a trebuit să ținem cont, așa cum ai spus tu, de tipul de cancer. Din momentul în care pacientul se află anterior terapiei sau în timpul terapiei, nu? De tratamentul pe care să-l urmeze. Dacă e cumva un cancer care a fost operat, acolo se mai impun restricții alimentare la un moment dat? În funcție de tratament. Dacă e un cancer digestiv care a fost operat, ne lipsește o bucată din tubul digestiv, atunci anumite alimente, cum este fasolia, care fermentează, pot să provoace un mai mare disconfort abdominal, se fac gaze, aceleași gaze, mai puțin intestin, dureri de burtă mai mari. Dacă avem un cancer de stomac operat, nu mai avem stomac, sau am rămas cu o bucățică mică de stomac, atunci trebuie să mâncăm porții mai mici, uneori chiar și pasirate și mai dese. Nu mai încape o masă întreagă. Masa aia trebuie împărțită în trei. Alteori depinde de tratament. Poate facem un tratament de doar 4 luni post-operator ca să scădem riscul de recidivă, dar tratamentul respectiv are interacțiuni. Evităm interacțiunile. Deci și pentru un cancer operat se mențin uneori anumite restricții. Și dacă avem un cancer operat, am făcut tot tratamentul, totul e ok, nu ne rămân decât controle să ne asigurăm că totul rămâne ok. Ei, acum ne întoarcem la alimentația pe care vrem să o adoptăm sau pe care am vrea să o adoptăm ca să evităm un cancer. Atunci vrem să mâncăm rațional. Care sunt cele mai nocive alimente? Din cele procesate, mezelurile, mai ales mezelurile care au niște culori care sigur nu există nicio carne care să fie de acel roz aprins sau de acel ciclamen, cum se mai, nu zic să nu, dar în cantități cât mai mici. Acele mezeluri trebuie privite ca și alcoolul, ca un lux pe care îl permitem numai din când în când, dar în niciun caz n-ar trebui să fie baza. Multe mezeluri au nitriți care chiar promovează creșterea celulelor canceroase în tubul digestiv. Și altă mare problemă este carnea roșie, dar nu orice carne roșie. Da, carnea roșie este mai nocivă puțin decât carnea albă, pentru că în majoritatea cazurilor, că e vorba de miel, că e vorba de porc, are mai multe grăsimi decât carnea de pui, de curcan. Cu carnea de porc, aici iarăși este un mare mit, foarte mulți pacienți îmi spun nu mai mănânc carne de porc, dar mănâncă carne de porc. Important e ce mănânci. Că una e o ceafă, care e 50% grăsime, altă un mușchiuleț, care e deja mult mai slab. Nu porcul în sine este problema. În schimb, dacă vorbim de cancerul colorectal, aici este într-adevăr o carne care crește foarte mult riscul de cancer colorectal, deși pe hârtie este din cele mai sănătoase cărnuri, respectiv carnea de vită. De ce fix carnea de vită, când alte cărnuri roșii nu cresc așa de mult? Ei, încă nu se știe. Există o teorie, prezentată la, țin minte acum 10 ani, la Congresul Mondial de Oncologie, de profesorul care a dezvoltat practic vaccinul HPV pentru cancerul de col uterin, pentru prevenirea cancerului de col uterin, și dumnealui crede că, de fapt, există un virus în carnea de vită care este genotoxic. N-a fost încă nimic demonstrat în acest sens. Eu aș vrea să fie demonstrat să există un vaccin pentru vaci și să nu mai fie problematică carnea de vită, dar la carnea de vită, e bună, exact, dar la carnea de vită, într-adevăr, există un risc care nu este explicabil neapărat prin biologie. Iarăși, carnea de vită, din păcate, este cu atât mai nocivă cu cât este mai crudă, pe când la alte tipuri de carne știm că este rău dacă le prăjești mai tare, că se formează tot felul de compuși, exact, potențial cancerigeni între glucide și proteine. Deci carnea de vită, da, aici încă nu avem o rezolvare, aici avem o mare problemă, crește riscul de cancer strict colorectal. Pe cât posibil evitat atunci acest aliment? Din nou, nu zicem nu 100%, dar este un aliment care ar trebui să rămână un lux din când în când. Și ăsta la fel. Există oarecum prejudecăți legate de această boală, Petra? Sunt oameni care... Încă. Deci încă mă întreabă aparținător și înțeleg. Pentru mine e o întrebare care poate sună stupid, dar înțeleg. Dacă e contagios? Nu. Nu-i contagios. Nu se ia, nu-i contagios. Aici cred că iarăși este o proastă înțelegere, pentru că multe forme de cancer au factori de risc familiari. Orică vorbim de o genă care e stricată și care dă un risc imens de cancer, orică vorbim de multe gene puțin stricate fiecare, unde riscul deja e mult mai mic, dar se cumulează. Deci riscul este, din acest punct de vedere, nu este o boală contagioasă. Și
oamenii care au astfel de boală nici nu ar trebui să fie stigmatizați. Nu, și de multe ori, mai ales la pacienții tineri, vedem așa o reacție, dar nu înțeleg de ce am făcut eu cancer, de ce fix eu? N-am fumat, n-am băut, am fost cu minte toată viața, de ce fix eu? Din păcate, boala nu alege, da. Cancerele cele mai frecvente, colorectal legat de alimentație, plină în grăsime, etc. Cancerul de sân, iarăși în mare parte legat de alimentație, dar nu numai. Cancerul bronhopulmonar, mai ales legat de fumat, dar mai nou s-a demonstrat și de poluare, dar sunt alte cancere care n-au nicio legătură. Nici măcar nu știm foarte bine factorii de risc. Cunoaștem câțiva factori de risc, dar relevanța lor nici măcar nu e așa mare. Tumorile cerebrale, sarcoamele, sunt anumite cancere care efectiv nu știm de ce apar și este stigma asta că ai făcut ceva să-ți o meriți. Nu. Nimeni nu a făcut nimic să merite ghinionul. Da, te-a pedepsit Dumnezeu. Exact, exact. De ce chiar eu? Pentru că unii au ghinion. Pentru că uneori lucrurile se întâmplă oamenilor buni. Tot mai multă lume se lovește de boala asta. Din nefericire, tot mai des auzim asta ce e iarăși în ultima vreme și accidentele vasculare, infarcturile la tineri. Iarăși foarte mult tineri au astfel de probleme, se lovesc de ele. Nu știu când va fi sau când vom putea discuta despre un vaccin sau, mă rog, un tratament care să învingă această boală. Poate degrabă nu. Nu, dar vreau să transformăm într-o boală cât mai tratabilă. Păi uite, s-a vorbit, nu, cât s-a speriat lumea de HIV, de SIDA. Și a ajuns, nu? Probabil că la un moment dat așa o să fie și cu acest cancer. Și chiar depinde de localizare. Și acum, dacă tot ai spus de boli cardiovasculare la tineri. Și aici e o treabă pe care eu n-am luat-o în serios inițial. Respectiv stresul. Stresul este foarte, foarte, foarte păcătos. Pentru că spuneam la început, cancerul apare pentru că uneori o celulă ia razna și pe celula aia, în mod normal, o papă sistemul imunitar. De altfel, pentru foarte multe cancere, noi folosim acum imunoterapia. Imunoterapia nu face nimic la cancer, absolut nimic. Imunoterapia ce face? Hiperactivează propriul nostru sistem imun, dar cu cancerul nici n-are treabă. Și propriul nostru sistem imun luptă cu cancerul. Ce înseamnă asta? Că sistemul nostru imun este foarte important, unul la mână, ca să prevină apariția cancerilor. Când avem numai una, două celule rele, globul alb trebuie să vină și să-l mânce, doi la mână, ca să lupte cu cancerul care deja există. Stresul face lucruri foarte urâte cu imunitatea, stresul prelungit. Stres acut, am un examen peste două săptămâni, mă ambalez, învăț. Stresul acut crește adrenalina, ok, suntem mai eficienți, ne-am turat puțin, este bine. Dar stresul cronic crește un hormon numit cortizol și ăla e rău. Cortizolul inhibă sistemul imun. Cortizolul ne dă rău în cap, deci ar fi bine, acum și eu spun lucruri care sună mega general, ar fi bine să evităm stresul cronic. Cum eviți stresul cronic în viața de astăzi, când cu toții avem un mini calculator la care putem să fim bâzâiți la orice oră și ne simțim chiar și la servici datori să, vai, mi-a scris șeful un e-mail, eu și pe noapte răspund rapid, e un stres. Cred că unul din stresorii principali din viața de astăzi sunt acestea furisite de telefoane care ne fac să nu ne mai deconectăm. Uite niciodată. Uite cum au intrat ele în viața noastră, dar știi de ce au intrat? Pentru că le-am dat noi voie. Exact. Și acum trebuie să găsim variante să... Vezi cum devii dependent de anumite lucruri, știi? Și atunci dacă faci o paralelă, că na, sunt dependenți de anumite substanțe, e, uită-te, cum suntem noi dependenți de gadgeturi. Nu? Ai plecat fără telefon de acasă, parcă ai plecat dezbrăcat, te întorci, l-ai luat. Nu, în serios, așa este. Deci e foarte, foarte ciudat. Dacă totul se află în acea, nu ai primit un mail, vorba ta, ai un telefon, ai de dat, ai primit un telefon important, să nu le ratezi. Ai un deadline, când nu existau furisitele astea de telefoane, măcar oamenii se deconectau. Ai plecat în concediu, dai odată la 3 zile telefon acasă de la ăla cu monede, da, sunt bine. Așa sunt bine, trăiesc, e ok. Acum, la orice oră, din zi, din noapte, poți să-ți te ceară lucruri și asta e un stres. Numai să știi că se poate întâmpla, e un stres. Da, uite, vezi, asta e un așa că, sincer, cred că e foarte important din când în când să învățăm să ne stingem frumos telefonul. Da, e un alt subiect pe care eu l-aș dezbate într-o altă emisiune. Cea de astăzi s-a terminat, Petra, și îți mulțumesc din suflet. Mi-a făcut o reală plăcere că ai fost alături de noi astăzi. Să știi că te mai aștept. Îmi place cu tine. Îmi place că ești o persoană super pozitivă, îmi place că debordezi de energie pozitivă, ceea ce este un lucru foarte bun și pentru pacienții pe care tu îi ai. Salutări tatălui tău și te mai aștept cu drag!
Și sper că vei veni. Clar. Mă bucur. Dragii mei, Petra Curescu a fost în această seară alături de noi. Chiar mi-a plăcut întâlnirea cu Petra și vă promit că ne va mai fi alături. După cum vedeți, are așa o doză faină de energie care cred că ar trebui să o avem cu toții. Dar cel puțin acum am primit-o de la Petra în seara asta și, așa cum spuneam, o mai aștept. Mă bucur că ne-ați fost alături și astăzi. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri de la aceeași oră. Până atunci însă toate cele bune, sunt cerase la miu, să ne auzim cu bine.